Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. Numele meu este Marius Petre și astăzi vreau să înțelegem dacă este ok sau nu este ok să investim în aur. Eu am adus câteva idei contra investiției în aur. Dar întâi de toate vreau să vă mulțumesc tuturor celor care îmi susțineți acest proiect printr-o abonare, un like, bineînțeles un share dacă vreți ca astfel de informații să ajungă la cât mai multe persoane. Haideți să luăm pas cu pas și să vedem de ce eu nu aș recomanda vreodată să investești în aur, iar dacă tu vii cu idei contra la ceea ce spun eu, lasă-mi în secțiunea de comentarii și sunt dispus să învăț. De ce nu? Oricine poate avea idei mai bune decât ale mele. În primul rând, în situații dificile, aurul poate fi confiscat de stat. În situații de război, în situații de calamități foarte grave, statul poate să-ți confiște acel bun. Randamentul este foarte slab. Vreau să luăm segmentul 2012-2022. În 2012 prețul era în jurul valorii de 1715 dolari. În 2022 prețul este în jurul valorii de 1712 dolari în momentul în care eu filmez în acest moment. În tot acest segment, prețul all-time low a fost la 1061 de dolari, iar prețul all-time high a fost la 2030 de dolari. Mai mult decât atât, nu oferă un cash flow, adică nu îți oferă un dividend prin care tu să poți să faci ceva cu bănuții respectivi. Ți-ai luat averea respectivă și ți-ai conservat-o într-un bun în care putem să vedem că într-un segment de 10 ani nu ai fi avut câștig. Bine, știu că vor fi mulți care spun, păi da, dar la all-time high, dacă ai fi vândut, cumpărai argint, făceai... Nu ai de unde să știi care este all-time high, nu ai de unde să știi care este all-time low. Dar dacă te uiți pe chart, lucrurile nu sunt tot mai îmbucurătoare pentru cei care ar fi investit în 2012. Mai mult decât atât, stocarea este periculoasă sau costisitoare. Ca să înțelegeți de ce spun că este costisitoare, costul pentru o cutie de valori la BCR este în jur de 100 de lei pe lună. Dacă tu ai fi cumpărat în 2012 aur și l-ai fi stocat la BCR, asta înseamnă că în 10 ani tu ai fi plătit 12.000 de lei. Deci tu nu ai fi avut câștig din investiția în aur, doar că ai fi putut să cheltui acești bani fără ca tu să obții vreun randament. Mai mult decât atât, aurul este într-un fel un joc de noroc. Prețul este dat de oameni. Dacă oamenii nu mai au încredere în acest material și îl vând și își îndreaptă atenția către altceva, atunci prețul aurului se duce în cap. Mai mult decât atât, eu mi-am luat câteva notițe și vreau să vi le citesc și vouă să vedeți cam despre ce este vorba. Ai fi putut cumpăra aur în 1934 cu 670 de dolari pe uncie. În noiembrie 1970 ar fi valorat 233 de dolari. Ar fi trebuit să aștepți până în 1974 înainte de a vă întoarce la prețul de cumpărare. Adică 40 de ani aveai de așteptat ca să-ți recâștigi bănuții pe care tu i-ai fi băgat. Mai mult decât atât, pentru că dacă calculați inflația banilor din această perioadă, inițial din 1934, le-ar duce chiar la valoarea de 12.607 dolari. Deci, până și inflația ți-ar fi mâncat din acei bănuți. Aurul, după cum am spus, este un joc de noroc. Nu există valoare logică în aur, ci pur și simplu, dacă oamenii îl cumpără, prețul crește, dacă oamenii îl vând, prețul scade. Calculul pe 100 de ani, cel mai mic preț a fost la în 1970, adică 233 de dolari. Felicitări! Astăzi prețul este de 1712 dolari. Câștig de 1479 de dolari pe uncie în 52 de ani. Asta înseamnă un randament anual de 4,1% când tu ai în medie inflație de 2,7%, dar tu ai fi stat cu bănuții ăștia închiși. Nu știu dacă pentru cineva este un randament bun acest 4,1% pe un interval de 52 de ani. Eu cam asta am avut să vă spun referitor la aur. Deci din punctul meu de vedere nu este o investiție profitabilă. Iar ca să spui că îți conservi bănuții pe care îi ai, nu, pentru că tu trebuie să plătești o cutie de valori. Sau dacă vrei să riști, poți să ții aurul acesta în casă și riscurile sunt pe măsură. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că aceste informații să vă ajute, iar până data viitoare,
Mult succes tuturor!